John Steinbeck, în cartea lui Iarna vrajbei noastre, ilustrează sugestiv transformarea dramatică și tragică în ultimă instanță a unui om aflat în luptă cu sine însuși, miza fiind ascensiunea socială și recuperarea prestigiului pierdut și a familiei. Personajul principal, pe nume Ethan, e căsătorit, e tată a doi copii și lucrează în fosta băcănie a familiei, pierdută din cauza lăcomiei și corupției înaintașilor, dar și din propriile decizii neinspirate de afaceri. Nevoit să lucreze pentru un imigrant italian, își trăiește viața ținând discursuri rafturilor de conserve din băcănie. Soția și copiii lui se plâng neîncetat de lipsa banilor și de viața pe care o duc, iar Ethan încearcă cu disperare să le ofere fericire, dar în același timp să-și păstreze și verticalitatea, moralitatea și integritatea, având un trecut religios, insuflat cu pasiune și autoritate de mătușa lui. În carte, autorul ne poartă într-o călătorie fascinantă spre miezul disperării personajului principal, disperarea alimentată mereu de sentimentul că e un ratat. De asemenea, autorul, Steinbeck, reușește să surprindă aproape profetic evoluția societății noastre, dar mai ales zbuciumul sufletesc și prețul plătit pentru o viață mai bună. Nu-i așa că nu-i greu să ne identificăm cu acest personaj? Lupta cu propria noastră natură de căzută, tentațiile atrăgătoare ale succesului, lupta cu dezamăgirile vieții, cu diverse anxietăți, frustrări sau depresie, generează de multe ori în viața noastră un fel de promisiuni. Promisiuni ale satisfacțiilor și plăcerilor imediate, promisiunea dureroasă a fricii, a angoasei și disperării. Dar cum luptăm cu ele? Cum reușim să învingem aceste promisiuni? Focalizându-ne mintea pe niște promisiuni mai înalte, mai nobile, care să le acopere și să le anuleze pe cele nocive, false și înșelătoare. Și pentru asta ne folosim de promisiunile rostite de Dumnezeu de-a lungul istoriei, în Scripturi. Dar cu care dintre promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură ne întărim inima și mintea? După ce criterii le alegem? Dacă dezvoltăm, de exemplu, anxietăți în privința situației noastre financiare, ori ne amintim de versetul din Proverbe 9:17, apele furate sunt dulci, iar pâinea mâncată în locuri ascunse e plăcută? Sau mai degrabă pe cel din Filipeni 4:19, Dumnezeul meu se va împlini de toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția Lui în slavă în Hristos. Când suntem în pragul eșecului spiritual, nu știu dacă ne-ar plăcea să fim încurajați de cei din grupul nostru cu versetul din Deuteronom 28:23. Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier. Mai degrabă poate cel din Ieremia 29:11, că eu știu planurile pe care le am cu privire la voi. Sunt planuri de pace și nu de înrocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Când teama, îngrijorarea și îngrijorarea ne strâng inima ca într-o gheară, ne găsim alinare în versetul din Isaia 41:10. Deci nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, eu te voi ajuta și te voi sprijini cu credincioșia dreptei mele.
când ne aflăm într-o situație conflictuală, ne întărim inimile poate cu versetul din 1 Petru 3:9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați. Căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Sau poate ni se potrivește mai bine versetul din Deuteronom 28. Pe un drum vor ieși împotriva ta și pe 7 vor fugi dinaintea ta. Dacă suntem diagnosticați cu o boală gravă sau aflăm că cineva din cercul nostru de prieteni este în suferință, care dintre promisiunile lui Dumnezeu, la care dintre promisiunile lui Dumnezeu ne gândim prima dată? Puneți casa în ordine că vei muri? Sau la Psalmul 23:4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de rău, căci tu ești cu mine. Există două probleme majore aici. În primul rând avem versetele scoase, bineînțeles, din context și majoritatea dintre ele fac referire la promisiuni din Vechiul Testament. Așa că la fel de bine s-ar potrivi oricare dintre ele în situațiile de mai sus. Cum putem ști care dintre promisiunile lui le putem rosti fără a ajunge la frustrare, la amărăciune, la abuz sau la anumite derapaje spirituale? Ca să ne facem o idee asupra multitudinii de promisiuni din Biblie pe care le putem revendica, se pare că există în Biblie peste 7.000 de promisiuni făcute de Dumnezeu omenirii. Herbert Lockyer, în cartea sa Toate promisiunile biblice, relatează despre un învățător din Canada care s-a hotărât în decurs de un an și jumătate să numere promisiunile Scripturii, ajungând la un total de 7.487. Acum, cifra asta e relativă, deoarece, practic, fiecare rostire a lui Dumnezeu este o promisiune. Chiar și când Dumnezeu spune eu sunt, avem promisiunea că Dumnezeu este etern, viu, atotprezent. Fiecare cuvânt al Său reprezintă o promisiune în privința caracterului Său, a puterii, măririi, iubirii și dreptății Lui. Toate aceste promisiuni pe care teoretic le putem revendica, le putem rosti pentru noi, sunt cuprinse în cadrul celor 5 legăminte, de care s-au vorbit foarte pe scurt și data trecută. Legământul adamic sau legământul îndurării, legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu poporul Israel sau legământul mozaic, legământul davidic și, în final, noul legământ în care ne aflăm și noi astăzi. Foarte, foarte pe scurt, legământul îndurării îl găsim în Geneza 3:15, unde Dumnezeu promite un răscumpărător în ciuda eșecului răsunător al omului și a căderii lui neascultare. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aici, în Geneza 3:15, Dumnezeu vorbește despre o sămânță a femeii care, zdrobind capul șarpelui, va inversa procesul înstrăinării de Dumnezeu. Această promisiune, bineînțeles, urma să fie dusă la împlinire de Hristos, care a renunțat la bogățiile slavei sale și, întrupându-se, a devenit om. Legământul cu Noe, în Geneza 9:1-7, iată, eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Dumnezeu îi face o promisiune necondiționată lui Noe. Practic toate legămintele acestea reprezintă promisiuni necondiționate ale lui Dumnezeu, în afară de legământul mozaic, care este practic un contract între Dumnezeu și evrei.
Deci Dumnezeu face promisiunea asta necondiționată lui Noe și urmașilor lui că nu va mai distruge pământul niciodată prin potop. Dar în Petru vedem că pământul urmează să fie distrus prin foc. Deci nu putea zice că am trăit din la câmpuț. Apoi avem legământul avramic sau promisiunea lui Dumnezeu de a binecuvânta toate națiunile pământului prin urmașul lui Avram, și anume Hristos, Mântuitorul nostru. Cea mai extraordinară promisiune dintre toate. Geneza 12:3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și apoi avem legământul mozaic sau legământul cu Israel, singurul legământ condiționat, cum am zis, reprezentând un contract, practic, între Dumnezeu și israeliți, mediat de Moise după eliberarea din sclavia egipteană. Evreii trebuiau să respecte întru totul condițiile legământului pentru a se bucura de protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru a prospera în țara promisă. Există două aspecte foarte importante în legământul avramic. Unu, imposibilitatea cuiva uman să respecte întru totul litera legii, Romani 3:20, căci nimeni nu a putut fi neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Deci doar legea doar este un îndrumător al nostru spre Hristos, doar ne arată că suntem incapabili să respectăm voia cea sfântă și desăvârșită a lui Dumnezeu. Și al doilea element e pregătirea cadrului pentru intrarea în scena lui Hristos, care a împlinit fiecare cerință a legii, asumându-și rolul de jertfă perfectă și unică pentru păcatul omenirii. Apoi, asemănător cu legământul avramic, avem legământul davidic, în care Dumnezeu îi promite un urmaș lui David care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. În 2 Samuel 7, de la 12 la 13 este versetul, versetele. Și acest legământ necondiționat indică spre Hristos. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Luca 1, de la 32 la 33. Și în fine, noul legământ îl găsim declarat în Ieremia 31, de la 31 la 34. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, ci iată că legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acestea, și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acestea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Domnul lor și ei vor fi poporul meu. Acest ultim legământ reprezintă practic încununarea tuturor legămintelor sau promisiunilor anterioare în persoana lui Hristos. El este cel care va zdrobi capul șarpelui, cel care a luat asupra lui ca un paratrăznet mânia lui Dumnezeu, sămânța unică lui Avram, împlinitorul fiecărei litere a legii mozaice, urmașul pe linie davidică după inima lui Dumnezeu. După cum Moise a fost un mediator între popor și Dumnezeu, în legământul mozaic, Hristos este mediatorul în noul legământ între noi și Dumnezeu, prin lucrarea lui de răscumpărare. S-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu și vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt parte integrantă din aceste legăminte. Unele promisiuni fiind necondiționate, altele fiind condiționate de ascultarea poporului și a noastră. Practic, toate legămintele indică faptul că promisiunile lui reprezintă, de fapt, reacția manifestată a lui Dumnezeu în fața respectării sau nerespectării din partea poporului și a noastră a condițiilor contractuale, ca să spunem așa. Astfel, avem promisiuni luminoase,
binecuvântările legământului mozaic. Deuteronom 28, de la 1 la 14, dacă vei asculta cu atenție de glasul Domnului Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate poruncile pe care eu ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate peste toate neamurile pământului. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecului tău și rodul și pământurilor tale, creșterea cirezilor tale și creșterea turmelor tale vor fi binecuvântate, coșul și covata ta vor fi binecuvântate. Domnul îți va da victoria asupra dușmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, însă pe șapte vor fugi dinaintea ta. Întrebarea care se ridică aici este: astăzi mai putem revendica acest tip de promisiuni pentru noi? Iar apoi, în cazul neascultării, avem blestemele, care de fapt sunt tot niște promisiuni, numai niște promisiuni întunecate, negre. Peste 50 de versete față de 14 ale binecuvântărilor. Secetă, foamete, boală, angoasă, spaimă, sclavie. Cum rămâne cu astea? Că și astea fac parte din legământ. Sunt valabile aceste blesteme și pentru noi astăzi. E interesant de remarcat că promisiunile abundă în scrierile profetice ale Vechiului Testament, mai ales în vremurile de criză ale lui Israel. După cum am văzut în studiul nostru pe care l-am avut pe Cartea Judecători și pe Cărțile 1 și 2 Împărați. Dumnezeu și-a trimis profeții pe scena istoriei Israelului, mai ales în regatul de nord, au avut cele mai multe rostiri profetice, ca să dea la iveală derapajele spirituale ale poporului și să anunțe pedeapsa. Dar, în mod paradoxal, înainte de ducerea lui Israel și a lui Iuda în robie, Domnul înmulțește prin profeți promisiunile eliberării din sclavie, ale restaurării relației, anunțând un legământ nou, un legământ veșnic. Cred că una dintre cele mai piratate promisiuni din Vechiul Testament o găsim în Ieremia 29:11, o promisiune foarte dragă inimilor noastre, căci eu cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. O parte din popor fusese deja dusă în exilul babilonian, iar Ieremia trimite o scrisoare din Ierusalim către exilați, îndemnându-i să-și facă o viață în sclavie, pentru că vor sta mult și bine acolo, 70 de ani. Dar, pe de altă parte, câteva versete mai jos, Domnul are promisiuni și pentru rămășița poporului care a rămas în Ierusalim. Ieremia 29, 17 la 19. Așa vorbește Domnul oștirilor: iată, voi trimite între ei sabie, foamete, ciumă și vă face ca niște smochine grozave care de rele ce sunt nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete, cu ciumă, îi voi face pricină de spaimă pentru toate împărățiile pământului, de blestem, de pustire, de batjocură și de ocară pentru toate neamurile pe unde îi voi izgoni, pentru că n-au ascultat cuvintele mele. Două promisiuni la distanță de câteva versete, diametral opusă. Bineînțeles că noi o aplicăm repede pe prima inimilor noastre îngrijorate când știrile legate de război, de exemplu, sunt neliniștitoare, sau când vedem că mai toți influencerii și formatorii de opinie de pe platformele social media anunță la unison o nouă recesiune. Cât de îndreptățiți suntem să revendicăm promisiunile astea pentru noi? Să vedem imediat. Apoi avem promisiunile noului legământ, care ne sunt adresate nouă direct ca biserică și ca trupa lui Hristos. Se întâmplă uneori că autorii Noului Testament citează promisiunile Vechiului Testament, dar din două motive.
În primul rând, pentru că acestea și-au găsit împlinire în noul legământ. De exemplu, Petru citează din Ioel 2:28, când răspunde celor care își băteau joc de ucenicii care vorbeau toate limbile mulțimilor adunate la sărbătoarea cincizecimii. Dar Petru s-a ridicat în picioare și împreună cu cei 11 și-a ridicat glasul și le-a vorbit astfel: bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscut lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii acestea nu sunt beți, așa cum presupuneți voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice om. Fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor avea viziuni, iar bătrânii voștri vor avea vise. Deci avem, în primul rând, promisiunea ale Vechiului Testament care și-au găsit împlinire în noul legământ și, în al doilea rând, promisiunile Vechiului Testament înalță promisiunea vechi testamentară la un nou nivel, din plan fizic în plan spiritual. În Epistola către Romani, Pavel a scris: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că este scris: a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, zice Domnul. Aici Apostolul Pavel citează din Deuteronom 32:35. La fel, în Epistola către Evrei, Pavel declară: felul vostru de viață să fie fără iubire de bani. Fiți mulțumiți cu ce aveți, pentru că El a spus: nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Astfel putem spune, plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce-mi poate face omul? Aici Pavel citează din promisiunea, citează o promisiune din Iosua 1:5 și o expresie a încrederii în Domnul din Psalmul 118:6. Și apoi mai avem promisiunile în așteptare, promisiunile din Apocalipsa, aplicabile doar celor ce vor birui, cum găsim scris la finalul fiecăreia dintre cele 7 scrisori trimise bisericilor. Aceștia, cei care vor învinge, vor răbda și vor asculta până la capăt, vor avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Revenind la revendicarea promisiunilor lui Dumnezeu, la care dintre promisiuni putem să le facem ale noastre personale? Cred că cel mai mare adevăr pe care trebuie să-l asimilăm și să-l interiorizăm până devine parte integrantă din ființa noastră este cel declarat de Pavel în 2 Corinteni 1:20. Pentru că în El, în Hristos, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea prin El spunem amin spre slava lui Dumnezeu. Deci, pentru că Hristos a împlinit litera legii perfect, ceea ce niciun om nu poate face, toate promisiunile lui Dumnezeu, inclusiv cele din Vechiul Testament, au de fapt împlinirea în Hristos. În El sunt da și amin. Deci, dacă suntem în Hristos, suntem și moștenitori ai acestor promisiuni. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânța lui Avram și moștenitori după promisiunea făcută, le scrie Pavel Galatenilor în Galateni 3:29. Deci dacă suntem în Hristos și beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu, atunci putem revendica promisiunile Vechiului Testament, inclusiv promisiunile bunăstării, după cum le-am citit mai devreme în Deuteronomul 28, în Galateni 3:13 și 14, Pavel clarifică lucrurile spunând: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii pentru ca în Hristos Iisus binecuvântarea lui Avram să vină la neamuri ca să primim prin credință promisiunea Duhului. Iar în 1 Corinteni 1:5-6 specifică tipul bogățiilor pe care le primim. Căci în El ați fost îmbogățiți în orice fel, în toată vorbirea, în toată cunoașterea, mărturia despre Hristos fiind confirmată în mijlocul vostru. Deci promisiunea principală a lui Dumnezeu în noul legământ, și noi suntem în noul legământ, este prezența Duhului Sfânt și binecuvântările
metafizice, binecuvântările spirituale, darurile Duhului, după cum le găsim scrise în Galateni 5, 22-23. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea și înfrânarea. Am uitat să menționez că citesc din Biblia Noua Traducere. Astfel, Dumnezeu translatează, filtrează și distilează promisiunile din Vechiul Testament prin Hristos în promisiuni nou-testamentare ale prosperității noastre spirituale. Comorile noastre cerești, comorile noastre trebuie strânse de acum în locuri cerești, ne spune Hristos. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă nici le fură. În ultima instanță, când ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, de fapt, descoperim cine este El. Ajungem să cunoaștem caracterul și inima lui Dumnezeu. Într-adevăr, e foarte important să privim la contextul promisiunii, la împlinirea promisiunii, la persoana, grupurile de persoane cărora le-a adresat-o Dumnezeu. Însă din interacțiunea lui cu poporul Israel de-a lungul întregului Vechi Testament, noi descoperim caracterul lui Dumnezeu, și anume că este drept, ne iubește fără să merităm, ne dorește binele în ciuda eșecurilor noastre repetate și își respectă promisiunile făcute. Dacă suntem necredincioși, El rămâne credincioș pentru că nu se poate nega pe sine, îi scrie Pavel lui Timotei. Bineînțeles, asta nu înseamnă că l-am prins pe Dumnezeu de picior. El nu devine automat robul celor vizați de promisiunile lui, indiferent dacă aceștia răspund sau nu cu loialitate credincioșiei lui Dumnezeu. Căci în același text găsim, dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Deci ne putem baza fără echivoc pe caracterul neschimbător și inima plină de iubirea lui Dumnezeu. Dar, un mare dar, ne putem aștepta la rezultate diferite în diverse circumstanțe ale vieții. Chiar dacă proclamăm și revendicăm o promisiune a lui Dumnezeu care în concepția noastră se potrivește momentului și sufletului nostru. Pe Dumnezeu nu-L pot cuprinde nici cerurile cerurilor și planurile și gândurile Lui sunt tot așa de departe față de noi ca cerul față de pământ. Deci s-ar prea putea ca în înțelepciunea, măreția și dragostea și bunătatea Lui să rostească altceva pentru noi în anumite circumstanțe față de ce ne așteptăm noi de la El. Nu știu dacă Ioan Botezătorul se gândea la Ieremia 29:11, căci eu cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi de pace și de nenorocire înainte să fie decapitat. Nu știu dacă Ștefan se gândea la Ieremia 29:11 înainte să fie omorât cu pietre. După cele 40 de zile petrecute în deșert, Hristos e ispitit de diavolul cu o promisiune din Vechiul Testament. El va porunci îngerilor să-i cu privire la tine și ei te vor purta pe brațe ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vie o piatră. Și Hristos îi răspunde, de asemenea este scris, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, indicând spre caracterul suveran al lui Dumnezeu. Când cineva drag nouă este diagnosticat cu o boală gravă, ne rugăm cu pasiune, amintindu-ne cum Hristos a vindecat slujitorul centurionului roman cu un singur cuvânt. Dar în aceste situații noi ne putem baza doar pe caracterul și pe inima lui Dumnezeu, fiind încredințați. Trebuie să fim încredințați că El știe mai bine.
Dacă în fața unui examen în care am învățat din greu, ne rugăm, invocând promisiunea răsplătirii, perseverenței, hărniciei, dar obținem un rezultat sub așteptări, bineînțeles că ne năpădește frustrarea și amărăciunea. Iar diavolul e pregătit să ne insufle suspiciunea, la fel cum a făcut-o în cazul lui Adam și a Evei, că Dumnezeu are o agendă ascunsă, că nu ne vrea binele cu adevărat. Nu ne putem încrede în desfășurarea lucrurilor după așteptările noastre. Dumnezeu nu ne dă absolut nicio garanție în acest sens. Însă ne putem încrede în orice situație în Dumnezeu, în adevărul liniștitor și reconfortant că El este atotputernic, glorios, drept, dar și iubitor. Și putem fi convinși, mai ales în situații de suferință, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.